Bună ziua, dragi prieteni din Pești! Haideți să facem pentru dumneavoastră etalarea pentru ianuarie uh, Trebuie să vă spun că în ianuarie pentru Pești veți avea în dragoste o perioadă foarte bună aveți șansă de a întâlni dragoste care o așteptați va fi o perioadă foarte bună și uh, veți întâlni uh, Veți avea întâlniri cu perechea dumneavoastră, cu persoana pe care o iubiți. Trebuie să uh, profitați la maxim de pasiune, de fericire, să încercați să comunicați bine. Da? Întotdeauna veți fi fericiți în această lună, în dragoste, cei din pești. Haideți să alegeți uh, prima sau a doua, să vedem din cărți ce spun. Haideți să vedem dacă ați ales prima. Este 5 uh, de spade. 5 de spade arată uh, decepție, da? Uh, poate însemna și că veți avea o victorie, dar care vă multe mulți dușmani. Uh, poate cu o persoană se va îndepărta de dumneavoastră, dar va fi pe ceva nedrept și nu va fi pentru mult timp. Acea persoană va reveni în viața dumneavoastră, da? Apoi poate însemna că relația nu mai funcționează cum doriți. Nu mai este ce doriți, da? Sau aveți un rival, cineva care dorește să vă fure partenerul. Vedeți, Vedeți un hoț acolo trebuie să aveți grijă la ce spuneți, la ce, ce discutați cu partenerul sau partenera, da? pentru că arată multă nervozitate, neînțelegeri sau comunicare care se înțelege greșit ce spuneți sau interpretează greșit acea persoană și apar ceva nervozități, da? ceva neînțelegeri. Așa. Apoi, prima carte, înțelepciune, bucurie și confruntare. Da, vedeți? Confruntare. Deci trebuie să aveți grijă cum, ce spuneți acele persoane. Înțelepciune sau gândire. Vă, uh, parcă ceva, vă gândiți foarte mult pentru că lucrurile parcă nu merg cum vă doriți. Sau tot ce faceți dumneavoastră, efortul care îl depuneți nu este văzut de partener și apar ceva conflicte, poate că dumneavoastră doriți ceva și acea persoană dorește altceva, poate doriți să ieșiți și cealaltă persoană dorește să rămână în casă. Trebuie să vă gândiți la ce vă bucură pe ambii și să ce, ce este important. Nu la lucrurile minore, da? Să vă certați din orice. Uh... Trebuie să vă gândiți și la ce a fost frumos în relație, da? Pentru că ați avut și momente frumoase. Arată că nu sunteți în topul prestațiilor dumneavoastră, că uh, mai bine să vă ocupați și să încercați să fiți mai liniștiți. Să vă ocupați timpul cu ceva pozitiv, da? Și să nu încercați să forțați lucrurile. Să lăsați lucrurile să vină de la sine. Arată că nu prea sunteți flexibili, da? Doriți totul cum vreți dumneavoastră și nu altfel. Apoi, bucurie arată că parcă nu sunteți mulțumiți, mai ales femeile. Arată nesiguranță, arată că nu vă mai bucurați pentru că poate vă gândiți nu mai arăt așa sau nu mai sunt așa, dar dacă nu vă acceptați dumneavoastră cum sunteți, cum să vă accepte altcineva? Spune că să lăsați toate nemulțumirile care le aveți. Și trebuie să uh, începeți să vă bucurați de viață. Da? Pentru că dacă vă gândiți numai la negativ, nu este bine. Să dați complimente, să uh, veți primi complimente, uh, sunteți o persoană uh, pozitivă, da, uh, străluciți, da? Sunteți o persoană frumoasă, da? Haideți să vedem confruntarea. Confruntarea arată că uh, S-a răcit ceva în dragoste, da, în dragoste. Să vă gândiți că nu, vă, nu se mai potrivește acea persoană pentru dumneavoastră. Ați spus, cum să zic, este ceva, ceva greșit. Și că nu mai puteți avea acea armonie, nu mai puteți. Fica ca la început, ca înainte. Nu mai puteți uh, rezolva nimic. Mm. Uh, și Parcă uh, totuși vedeți că ați dat un timp acele persoane și um, nu, nu s-a schimbat nimic. Și nici la dumneavoastră nu s-a schimbat nimic. Dacă doriți să vă salvați o relație din divorț, trebuie chiar să dați totul. Pentru că drumul dumneavoastră la succes este plin de negativitate, plin de obstacole. Dar dacă totuși doriți să, să salvați acea relație veți reuși. Veți reuși să o salvați, dar cu foarte mult efort. Da? Foarte multe obstacole. Chiar dacă aveți dragoste adevărată, spune că este greu ca să mai aveți o bază bună. S-ar putea să căutați în afara relației o imagine ideală, pe cineva ideal, o persoană ideală și să fugiți de confruntări, să așteptați, nu trebuie să așteptați foarte mult, spune cartea. Poate că trebuie să vedeți adevărul. Pentru că în următoarea relație s-ar putea să aveți aceleași probleme. Să vedeți adevărul motiv pentru care vă despărțiți. Dacă sunteți dezamăgiți, ar trebui să stați o perioadă singuri și să vă urmați propriul drum. Dar da? s-ar putea să fie o dezamăgire aici. Prima carte spune să aștepți, să nu forțezi nimic. Lasă natura să-și urmeze propriul drum. A doua, mister. La timpul potrivit, toate se vor deschide pentru tine. Lasă misterul să se deschidă singur, să se descopere. Apoi, gândire. Mă gândesc acum la tine, te iubesc, În această carte. Bun. Haideți să vedem în Lenormand. Pentru cei care ați ales prima. Pentru pești, da? Pereche. Foarte bine. Cei care sunteți în pereche, poate că trebuie să, fac, să vă mutați. Vă mutați cu casa sau vă mutați, schimbați ceva în casă, arată o mutare, o, o schimbare, da? Poate însemna venirea unui copil, anunț de naștere, uh, am o, uh, um, să zic uh, mai, mai poate fi și uh, fidelitate, dar și ceva uh, în insatisfacție. Um, mai poate însemna o persoană care vă așteaptă. O persoană pe care o iubiți sau o persoană nouă sau o, o, o altă persoană care o aveți, care vă așteaptă sau așteaptă un răspuns de la dumneavoastră sau așteaptă să vă mutați, să plecați de unde sunteți pentru a fi cu acea persoană. A doua arată uh, o persoană la locul de muncă sau cu care ați lucrat, cu care veți sau împărțiți momente fericite cu acea persoană. Trebuie să aveți grijă la materialism ca să nu uh, facă rău relației, da? Arată că um, cei care aveți relație de mult timp, arată că relația va merge mai departe, viața socială bună, poate că din cauza vieții sociale să vă despărțiți puțin, să... Trebuie să lucreze în altă parte, soțul sau soția, dar spune că va fi o legătură puternică de lungă durată. Comunicare foarte bună, în a treia săptămână, vești, primiți. Apoi în ultima săptămână arată cât de mult uh, înfloresc aceste sentimente, cât de mare este iubirea, arată uh, multă dragoste, vă, maturitatea iubirii da, serenitate și uh, cu timpul, cu cât trece timpul mai mult, cu atâta aveți mai multă dragoste Cei în pereche. Da. Dar uh, și unii care vă despărțiți și veți fi cu altcineva. Cei singuri. Cei singuri veți Termina cu o relație, veți, probabil aveți pe cineva sau vă întâlniți cu cineva, dar nu este o relație serioasă sau uh, aveți mai multe persoane în, în viață care, uh, sau în viața dumneavoastră sentimentală și veți alege un, unul sau veți termina cu toată lumea. Arată criză uh, peste care trebuie să trece și parcă nu treceți, parcă așteptați ceva și nu vine acel ceva. Uh, parcă vă îndrăgostiți de o persoană care această persoană este independentă, este, își dorește mult libertate, nu vă dă ceea ce vă doriți, arată ruptură în a doua săptămână, da? Uh, parcă vă este greu să treceți peste această ruptură pen, pentru unii. Apoi în a treia săptămână arată uh, tristețe, uh, Vă confruntați cu unele probleme, trădare, poate însemna infidelitate, dar și ceva ceva ce vă va afecta, ceva se întâmplă. Și în ultima săptămână arată conflicte, iarăși între parteneri sau mergeți în, într-o călătorie cu persoane, cu prieteni, dar nu sunt foarte buni prieteni. Trebuie să aveți grijă la trădare între prieteni, să aveți un prieten care să vă ia partenerul sau... Dar și discuții pasionale poate să însemne și multe, multe discuții cu prieteni. Și o relație care s-a terminat sau să termine pentru că nu se mai putea și începeți o relație nouă. Da. Haideți să vedem cei care ați ales a doua parte. Magicianul. Ok. Magicianul este bun. Arată iubire. Arată că totul este sub controlul dumneavoastră. Sunteți ca un magician. Aici cu bagheta uh, faceți totul să fie cum vă doriți. Da? Arată că uh, o persoană tânără, totul este sub control. Uh, începeți o relație cu o persoană mai tânără, da, sau uh, care lucrează cu dumneavoastră, sau o persoană independentă. Uh, vine o persoană nouă în viața dumneavoastră, se poate, începuturi. Uh, această carte înseamnă normal noi începuturi, da? O persoană nouă. Uh, această persoană care vine în viața ta este independentă, are tot ce trebuie, aveți șanse de a forma o relație foarte bună, de lungă durată, unde veți avea câștig ambii. Dacă aveți relație, deja arată că va fi mai intensă mai mult, de exemplu, dacă nu locuiți împreună, veți locui împreună, dacă arată căsătorie sau stabilitate în căsătorie, da, dacă sunteți cu cineva. Foarte bine. Transformare. Tot este clar, clarificare și un nou, o, nou, o țară nouă. Unii s-ar putea să vă transformați, să plecați în altă țară, să vă mutați. Da. Haideți să vedem la transformare. La transformare, spune așa, este o perioadă, um, cum să spun, de definitivă în viața dumneavoastră. Uh, nu, o perioadă de cotitură, cum se spune care va aduce schimbări această perioadă. Poate că vă este frică să nu pierdeți pe cineva sau să nu fiți um, trădați de cineva. Trebuie să aveți grijă de, pentru că ceea de ceea ce vă este frică s-ar putea să devină realitate. Um. Dar poate că dumneavoastră veți pleca din acea relație, pentru că nu nu mai vedeți viitor în acea relație. Poate încă stați să vă gândiți oare, este bine ce fac, nu este bine ce fac. Dar s-ar putea să să, să termine, să, să sentimentele nu mai sunt. Mm. Trebuie să vedeți că trebuie să vă luați rămas bun de la oameni pe parcursul vieții, da? și ca să poată veni alte persoane și alt altă noroc în viața dumneavoastră. Apoi, experiențe arată. Uh, parcă ați fost nemulțumiți de ceva. și celălalt și partenerul sau partenera a observat și ați luat o decizie, nu vă mai puteți întoarce din acel drum, poate v-ați grăbit, vă gândiți câteodată, nu mai, nu mai puteți recupera partenera, unele persoane energie totuși pozitivă. Ar trebui să, să aveți o energie pozitivă, da? Altfel, dacă nu aveți pozitiv, veți atrage tot așa negativ. Nu veți atrage o relație pozitivă în viața dumneavoastră. Zice că partenerul trebuie să fie și el pregătit să se confrunte cu aceste persoane și cu aceste probleme. Aceste probleme pardon. Apoi, claritate, hai să vedem ce este clar. Ce aveți dumneavoastră clar. Par, par, dacă până acum v-ați îndoit despre o relație, trebuie, acum sunteți siguri de ce vreți să faceți. Știți pe cine trebuie să lăsați, pe, cu cine trebuie să rămâneți? Totul va fi clar. Vă simțiți mai eliberați, mai ușori. Acum dați structură sentimentelor. Luați decizii cu mintea. Ce și cum și ce vei simți, ce vrei să simți. Aia simți, da? Uh... Bun, luați decizii, este important uh, ca să nu doar din ce simțiți dumneavoastră, doar din sentimente să gândiți să luați decizii, dar și cu mintea, da? Uh... Nu trebuie să vă grăbiți, să nu, să nu aveți multe riscuri. Puteți întreba pe cineva mai în vârstă de un sfat dacă nu știți ce să faceți, spune cartea. Haideți să vedem un ținut necunoscut sau un nou, un nou țară, un ținut necunoscut. Poate, iarăși, probleme într-o relație, conflicte, dar aceste conflicte și aceste probleme vin de mult timp în această relație confruntații, certuri. Uh, trebuie să vedeți și, și să fiți cinstiți cu dumneavoastră înșivă, să vă uitați la problemele care le aveți, să discutați cu partenerul uh, și dacă uh, spune că încă este speranță, această criză nu va mai fi, dar dacă nu, atunci va rămâne această criză. Dacă, dacă sunteți acum îndrăgostiți de cineva și vă fascinează acea persoană, trebuie să fiți siguri că nu este ceva de o, o zi. Dacă vă îndrăgostiți de cineva și aveți o relație, Uh, relația care o aveți va avea puține șanse de supraviețuire deoarece noua relație sau noua persoană de care sunteți îndrăgostiți este intensă și va uh, prelua puterea asupra acestei relații da uh, uh, viața vă, se extinde da Uh, S-ar putea să uh, primiți un cadou de la noua dragoste, uh, dar oricum noua dragoste se va transforma într-o relație de lungă durată, într-o relație serioasă. Oricum, vor fi multe schimbări. Tot ce a fost înainte important nu va mai avea însemnătate pentru dumneavoastră. Da. Arată un, un nou început. Ținut necunoscut, țară nouă sau nou început. Așa. Răspunsul este da. A doua. Transformarea, relația cu cineva este pe punctul... Relația cu altcineva este pe punctul de a se împlini, de a se adânci. Și dragoste în abundență. Vine multă dragoste în drumul dumneavoastră. Las-o acolo. Las-o să vină în drumul tău. Abundență, da. Haideți să vedem pentru ce impereche. cei care ați ales această parte. Soarele, ce impereche. pereche, câinele. Multe dragoste cu fidelitate, dar ceva. Um, unele persoane vă despărțiți și alegeți un alt drum. Da? Uh, deci, prima carte. În prima săptămână apare soarele, apare multă dragoste, armonie, înțelegere. Uh, a doua săptămână, câinele înseamnă uh, că simțiți multă, nevoie de multă dragoste, de multe emoții. Apare o persoană pasională în viața dumneavoastră. Trebuie să aveți grijă cu această pasiune și cu perechea. Unele perechi vor, vor fi multă armonie, multă dragoste pentru a crește. Vor avea tot ce este nevoie pentru a crește. Altele nu vor primi acea dragoste și acea pasiune pe care o doresc și vor, uh, vor trece peste multe obstacole. Vor avea multe obstacole și este și șansa de a se despărți. Și a începe să a mediteze despre relație, și a începe să găsească pe altcineva care îi oferă acea dragoste, acea pasiune de care are nevoie. Ultima arată ceva ce nu se poate nu puteți evita persoana aceea vine în viața dumneavoastră de care v-am spus în celelalte cărți. Da. Haideți să vedem la cei singuri. Acum depinde de fiecare. Cei singuri... Arată un sicriu aici. Sicriu nu e bun. Criză arată... Este nevoie să acceptați și să înfruntați pentru o nouă viață. Nu știu, se întâmplă ceva divorț, separare. Dacă sunteți singur, poate să fie să terminați cu persoanele care par a fi prieteni, dar nu mai în beneficiul lor și să începeți să căutați alți prieteni, persoane noi în viața dumneavoastră. Sau o relație din trecut ajunge la sfârșit și uh, vreți să terminați cu tot trecutul, cu toate amintirile și să lăsați loc pentru următoarea relație, pentru următoarea persoană. Arată multe, multe obstacole în a forma o relație. Sau vă este frică de o relație. Pot însemna și farmece în. Dragoste, nu puteți forma o relație. Da? Și asta se poate. Armece cu un mort, de exemplu. Apoi, poate însemna că aveți în gând pe cineva din trecut și încă vă gândiți, vă gândiți la schimbări, vă gândiți că vă doriți o schimbare, o armonie. O persoană nouă în viața dumneavoastră pot însemna multe persoane care apar în viața dumneavoastră. Poate că vă distrați, vă bucurați de pace și armonie cu prieteni, cu familie, vă relaxați și aveți și nevoie de această relaxare, da, spun călțile. Cheia pe care o vedeți aici, arată posibilitatea de a cunoaște o persoană ideală cu care să formați o relație. Dar poate însemna și că aveți foarte puțin timp pentru uh, pentru iubire. Sunteți ocupați cu persoanele dragi sau cu serviciu, da? dar oricum poate însemna și cu uh, o relație cu cineva din străinătate. Da? care va fi, va fi bună. După o perioadă, parcă ați avut ceva necazuri cu acea persoană din străinătate. Și probleme, da. Dar parcă acele probleme se termină. Și veți obține acea persoană pentru care luptați, pentru ca, pe care o așteptați. Da. Parcă este șansa vieții dumneavoastră. Da. Bun. Haideți, gândiți-vă la o întrebare sau la ce vreți să știți și să vedem ce răspuns. Întrebare sau dorință? În această carte de Carol Bolt se numește Carol Bolt. Haideți să vedem ce spune despre dragoste pentru pești. Dacă v-ați gândit la întrebare sau dorință, vă spun răspunsul aveți nevoie, vei avea nevoie de o hartă. Deci, ori trebuie să vă faceți un plan, o hartă, de deci ceva trebuie să faceți. Aveți nevoie de o hartă. Deci, un plan în ceea ce vă doriți să reușiți și veți reuși. Cam asta a fost pentru pești. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.